În această săptămână, comisii mixte formate din reprezentanți de la Prefectura Giurgiu, Poliție, ISU, Direcția de Sănătate Publică, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor și Inspectoratul Școlar Județean merg în control la școlile din județ pentru a afla cum se prezintă clădirile și sălile de clasă înainte de 14 septembrie. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Nina Carmen Crișu, a precizat că Direcția de Sănătate Publică și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor vor derula verificări mai ample pe segmentul lor, iar datele vor fi apoi centralizate la prefectură. Obiectivele principale care sunt urmărite în acest control sunt deținerea autorizației sanitare de funcționare la nivelul fiecărei instituții școlare, normele de prevenire și stingerea incendiilor și toate dotările în acest sens la nivel de școală. De asemenea, dacă există combustibil solid sau altfel pentru încălzirea școlilor, dacă sunt gata și sunt în regulă și cu acest lucru, dacă există sisteme IT la nivel de fiecare școală și dacă sunt protejate sau nu. Prin aceste controle se mai urmărește aprovizionarea cu apă, starea grupurilor sanitare, transportul școlar al elevilor, dar și paza și protecția școlilor. De asemenea, magazinele din jurul unităților de învățământ vor fi verificate dacă respectă normele de igienă și li se vor reaminti angajaților că le este interzis să vândă țigări și băuturi alcoolice minorilor. În săptămâna trecută, în ședința de guvern, s-a dat o hotărâre de guvern prin care și școlile din județul Giurgiu, care nu aveau autorizație de construire pentru că le lipsea apă, nu aveau apă în interior sau nu aveau toaletele în interior, au primit bani pentru a face acest lucru, așa fel încât până la 1 octombrie noi sperăm ca toate școlile să fie autorizate legal, din toate punctele de vedere, și să aibă toate condițiile, astfel încât copiii noștri să învețe normal și omenește. Până la urmă, nu sunt niște conține mai pomenite, ci unele normale, absolut normale de învățământ. Până la sfârșitul săptămânii, reprezentanții instituțiilor autorizate vor efectua controle în toate cele 192 de școli, grădinițe și creșe de pe raza județului Giurgiu.